Situația este tensionată în interiorul CEO. Conducerea directoare încearcă să reducă pe cât posibil din cheltuieli pentru a se încadra în buget, dar sindicaliștii amenință cu proteste. Managerul CEO, Laurențiu Ciurel, a declarat în cadrul emisiunii Direct la Subiect că majorările salariale acordate muncitorilor în 2013 și 2014 nu mai pot fi suportate în acest moment. S-a luat decizia de a micșora anumite preme și sporuri pentru ca oamenii să-și poată păstra locul de muncă, mergându-se pe principiul mai bine mai puțin decât deloc. Toate măririle care s-au acordat în 2013 sau 2014 nu mai pot fi suportate la acest moment. În special, de unde au venit aceste măriri? Credeți-mă că calcule făcute și din prima de vacanță. Prima de vacanță care la un moment dat era pe o medie de 2000, 2000 și ceva, 25 de milioane. 4.000 de lei. Acum este 4.000 de lei. De ce? Pentru că ea se dă funcție de concediu mediu al fiecărui salariat. E, știți cât este media unui concediu la CEO? 35 de zile lucrătoare. Poate nu vă vine să credeți. Cât un judecător la Curtea Constituțională? 35 de zile lucrătoare. Chiar mai mult, că acolo 33. Deci eu vorbesc de concediu mediu, nu de maxim. Credeți-mă, 35 de zile lucrătoare. E funcție de acest, aproape 2 luni, funcție de acest concediu se dă primă de vacanță. O altă problemă care amenință funcționarea CEO o reprezintă achiziționarea certificatelor de CO2. Se preconizează o creștere uriașă a valorilor acestor certificate în viitorul apropiat. Anul trecut, CEO a achiziționat 5,5 milioane de certificate la un preț mediu de 4,5 euro, dar se vorbește că aceste certificate vor ajunge la aproximativ 30 de euro per certificat. Prețul s-a dus de la 5,88 la 7,6 în circa 2 săptămâni. Acum s-a stabilizat undeva sub 8. Se vorbește și la peste 10, că poate se vorbește de 30. Ce să mai vorbim? Deci se vorbește de 30. Domnul Dan Mica și domnul Sorin Moise de la europarlamentari m-au sunat săptămâna asta, cred că am avut vreo 3 ore de discuții telefonice, în care mi-au spus că deja sunt un grup compact, Grecia, România, Polonia, acum stau și nu mai contează PPE, PSD, socialiști, partea de cărbune s-a grupat și încearcă o politică comună, pentru că dacă se va ajunge la 30, nu se închide rovinarea, se închide termocentralele nemțești. Nici legislația în vigoare nu sprijină prea mult complexul energetic în acest moment. La ora actuală, CEO poate suporta o creștere a certificatelor CO2 de până la 10 euro. Orice valoare peste această sumă semnifică închiderea companiei. O soluție ar putea veni din partea guvernului pentru a putea să declare cărbunele de importanță națională pentru a putea interveni la soarta CEO fără a crea un conflict de interese.